Neața. Ce frumoasă este viața. Băi, afară ninge ca în povești, muie FCSB București, că Steaua București e defunctă. Să înceapă hate-ul! Înceapă hate-ul la băiatul! Băi, fraților, nu s-a schimbat nimic din ziua de ieri, ninge la fel de tare, drumurile la fel de blocate, doar că astăzi... Ce am, mă, frate? Cine mă sună la ora asta? Nu pot să-ți răspund, Adrian. E un băiat, Adrian, nu pot să-i răspund momentan. Băi, treaba e că mă oferiți astăzi cu 4 livrări în zona Manchester și o să fie jale. Nu știu ce o să fac, mi-au zis să fac câte pot în ele, ce pot. Nu mă, mi-au zis, nu mă grăbesc, nu nimic. Să vedem ce reușim să facem. Să sperăm că le facem pe toate și mergem la încărcat și venim acasă la timp. Astăzi putem să muncim până la ora 9, avem decât 13 ore. Așa că, cum Dumnezeu înainte și Doamne ajută. Îmi fac și eu verificarea la camion, altceva nu pot să-i fac, nu pot să-l spăl, nu pot să-l curăț, nu pot să fac nimic. Și ne vedem pe drum, pentru că cu siguranță va fi o zi interesantă, rău. Să înceapă a treia zi de cod portocaliu de ninsoare în UK. Haideți cu mine! Băi, cred că se repete istoria de ieri. Acum am înțeles ce mi-a spus ea din firmă. Fă și tu ce poți și dacă poți. Băi, pe M62, fix pe porțiunea aia înaltă care trebuie traversată, evident am deja 152 de minute de întârziere, adică peste 2 ore jumătate. Vă dați seama, e urcarea aia foarte lungă, nu știu cât are urcarea aia, 2 mile, aproape 3-4 km, probabil nu se urcă, se urcă foarte greu. Probabil o fi acoperit de zăpadă, mai o fi decât o singură bandă acolo sus, unde probabil chiar rupe cu ninsoarea. Și mai ales că, vedeți, pe dealul ăla nefiind niciun fel de pom, oricum ninsoarea începând de ieri este cam viscolită așa. Și probabil vă dați seama că e teroare, nu o fi nici vizibilitate. O să mă opresc eu un peco după intersecția cu M606 care vine din Bradford. E un peco, trebuie să mă opresc, să-mi iau și eu o cafea și ceva de băut, că nu am. Și să ne pregătim de stat în coadă. Evident, mi-au înghețat iar astea. Nu știu, eu nu pot să-mi dau seama ce căcadă apă de spălat geamurile au dit ai firma, frate. Au avut ieri probleme cu chestia asta, n-au rezolvat-o. Astăzi la fel. Te caci în ea. Te caci în ea, frate. N-ai ce să... Degeaba le dezgheață dacă îngheață în 5 minute la loc. Uite, trebuie să stau să spăl geamul, să mă rog să sară stropii de la alții. Nu mai zic că și îngheață instant. Ne vedem în coadă. Să sperăm că nu o să stăm chiar atât de mult cum am stat ieri. Vom vedea. A treia zi de col portocaliu nu se dezminte. Prima a fost o țeapă, ne-a dat țeapă. A doua și a treia chiar o simțim pe pielea noastră. Măcar acum e bine că relativ sunt curate drumurile, sau cel puțin aici sunt curate drumurile și se poate merge. Am mers până aici mai cu 54 de mile. Să vedem de aici încolo, unde e blocat, cât e, 10 mile, 16, 15 km. Nu mă interesează, fă. Vă dați seama, de asta acum rute mai scurte cu 20 de minute, cu cine știe până ce sate, până ce, vai mama mea. A, uite, arată și pe pană, o oră jumate delay. Și aici arată 158 de minute. Asta e. Stăm că n-avem ce să facem.
HSF, n-ai HSF. Ha? 150 de minute. Ca să mă bagă pe aici, pe un 600, nu știu cum se numește, ăla e pe undeva pe dealurile alea, ce se bagă. Ăsta e nebun la cap, cred că dacă el crede că ăla e pe acolo. Suntem în coadă, frate, că n-avem ce să facem. În coaza cozilor, la rând, frumos, cafeluță e cafeluță, măgura e măgură, ah, tocmai am mâncat și un hotdogel, cam o primă de vreme. Și ce să facem, stăm. Traffic has changed. There is another route that is 6 minutes faster. 6 minute mai devreme. Dispar. Stăm, fraților, stăm. Că în ultimele două zile am obișnuit să stăm. Revenim cu detalii de sus, de pe munte. De pe muntele Găina. Nu știu, a trecut. Alisa Edition. Alisa Edition. Și așa, tocmai îmi spusese Răzvan, Răzvi Grecu, tocmai mi-ai spus că semăna al meu cu Alisa Edition, uite-l. Alisa Edition originalul. Bă, să fiu sincer, m-am luat camionul ăsta, m-am uitat puțin la cauciucuri, sunt cam slicuri așa, cauciucurile mele. Sper să n-am probleme. Sper să nu am probleme. Cred că ziua de astăzi va fi ca și cea de ieri. Mult stat și multe probleme. Să vedem dacă pot eu să fac toate cele 4 livrări. Și gândiți-vă că trebuie să iau un calcul și drumul de întoarcere, în care iar la fel voi pierde cel puțin 2-3 ore. Deci eu în jur de ora 5, cam așa, eu ar cam trebui să mă gândesc să vin spre casă. Așa că, Doamne ajută. Băi, s-a făcut cam, cred că am vreo 40 de minute, 45 de minute de când sunt în coadă. Chestia e că aici nu se stă, se mai merge așa ușor, tocmai am reușit să urcăm, să urc de fapt dealul ăla lung, așa, urcarea aia lungă. Nasoală treaba. Nasoală. Băi, vreau să vă zic că azi dimineață stăteam acolo, vorbeam cu unul dintre băieții la transport office de acolo și mă întreba cum a fost ziua mea de ieri. Iar unul dintre ei a spus, las că o să o vezi mai târziu, că nu se postase vlogul. Faci, las că o să o vezi în vlog mai târziu. Și ce mai aici? De ce au închis ăștia? Că sunt două benzi închise. A? Ori accident, ori a rămas aici. Cred că am rămas aici. Da. S-a stricat pârciu de man. Nu? Da. Face, las că o să vezi în vlogul de ieri, ziua lui. După care am zis, na, bă, am făcut aproape 7 ore până acolo, am stat o oră să descarc, să schimb vagonul și după aia încă 7 ore până acasă, știi, zic, n-am depășit decât 5 minute. 5 minute peste 15 ore. După care la câteva secunde a venit unul, a aruncat cheile, probabil auzit când am zis chestia că doar am depășit 5 minute, știi? Și face, tu ești, înseamnă că tu ești norocos, eu tocmai am făcut o zi de muncă de 20 de ore. Face, am stat blocat toată noaptea ca să pot să ajung acasă. Pentru că omul nu a vrut să stea night out și a depășit omul cu 5 ore, frate. Ce crezi, că ăla îi se va întâmpla ceva? Eu nu cred. Și ca să vezi că la noi se mai face câteodată gură că depășim, să depășesc 5-10 minute. Dar uite că în situații de-astea lumea se gândește să depășească și mai mult, numai să ajungă acasă. E jale, frate, oricum și aseară când am ajuns în firmă trebuiau să fie foarte multe camioane, că de obicei așa e seara. Și erau vreo, cred că 10 camioane, toate, frate.
Deci vă dați seama cât de mulți erau pe străzi, cât de mulți au rămas pe afară făcând night-out-uri. Și acum de dimineață la fel, nu prea erau nici tradere, nici camioane, nici nimic până în firmă. În momentul ăsta mi-am mânat cheile și faci tu ce poți. Deci îți dai seama. Prima descărcare era la... La 6. La Stockport, asta unde mergem acum. Și eu probabil ajung undeva 1:30 mi-arată acum, dar să vedem. Băi, mi s-a dezghețat o pompiță. Dar aia tot nu s-a dezghețat, aia după stânga. Bine, s-a dezghețat asta. O mai încerc din când în când. Probabil se va dezgheța și aia. Băi, e o problemă, frate. Văd că pe sensul celălalt nu se mai circulă deloc. Dar nu știu de ce. O fi vreun accident, ceva. Dar chiar nu mai trece nicio mașină. Că văd că șoseaua apare neagră, nu e acoperită de zăpadă. Și văd că culmea niște camioane merg pe drumul de lângă, care duce până niște dealuri pe aici de mamă, uite, de până dealurile pe acolo. Bine, drumul aici undeva e pe lângă apă. Și am văzut camioane pe acolo, fi deviație pe acolo, ne bagă pe acolo, are la întoarcere. Drumul ăla este în Huddersfield. Cam nasoală treaba. Trebuie să-mi iau bine în calcul ruta de întoarcere, ruta, timpul de fapt de întoarcere, pentru că e jale. Mamă, am deja 2:20, frate, de condus. Și eu e măcar au la jumătate, mai am încă o oră. Uite, camioane și mașini pe acolo, frate, eu nu înțeleg. Nu las... uite o mașină pe autostradă. Ce, la un Land Rover. Dar ciudat, nu prea se vede, uite, o mașină la... Aha, uite că mai vine acum. Deci e ceva acolo de nu-i lasă. Uite, eu merg pe acolo. Eu n-aș avea curaj să mă duc acum pe acolo. Am mers o singură dată, când era închis M62 cu lucrări. Mamă, ce-i dă cu viscol. Cine și uite, mai e încă o mașină. Nu știu ce le-a lăsat să meargă pe aici. Gara la vânt oare? Cine știe? Cine știe? Dăm așa ușor. Dăm ușor, ușor, ușor. Poate livrăm și noi un palet astăzi. Da, frate, văd că pe acolo merge toată lumea. Deci probabil e deviază, îi scoate undeva. De fapt, îi scoate în următoarea ieșire, ca aia e. Dar nu înțeleg rostul, de ce îi scoate, frate, acolo, că se merge destul de bine. Se merge, îi arată drumul destul de ok. M-am auzit și pe ăsta cu prelata double decker. Să moară Cipilan dacă nu trage ăsta pe vântul ăsta de prelata asta, cred că-l ia pe sus. Băi, se pare că M62 este închis, frate, pe partea aia, deci... Aia care tot îi vedeam, aia probabil veneau de prin altă parte. Dar M62 este închis pe sensul celălalt. Da, așa, să le faci și noi ăstora loc. Și eu nu știu pe unde o să mă întorc, frate, acasă. Să moară măsa dacă știu pe unde mă întorc acasă. Treaba este cam nasoală. Cam foarte nasoală. Nu știu dacă ăștia au luat în calcul chestia asta. Dacă M62 se va închide, noi pe unde ajungem acasă din partea asta. De ce n-ar lăsa așa? Urcarea asta e, nu știu cât are, 4 mile, cred că, 6, nu, exagerez, n-are 6 km. Vreo 4-5 km tot are.
Deci probabil tocmai de-aia și închis. Cu adică văd că nu e așa mare zăpada, dar cine știe ce-o fi? Cine știe ce-o mai fi? Deci de-aia nu se vedea pe partea altă trafic. Și pe unde treacu să ocolești, frate? Îmi și-a zis dacă pe un drum pe partea aia care vine de undeva din zi, din Oldham, din Manchester, și vine încoace, dar e închis, frate, dar era aici poliție, că i-am văzut. Uite că cineva urcă. Sau îl tractează ea. Cred că îl tractează, frate, cineva. Poliția. Cred că nu mai poate să urce, să mă rămăsă. Da, frate, îl tractează o... Nu știu ce e, dar nu pot să văd până acolo. Nu diclesc. Tractează un camion pe urcare, care evident că nu poate să urce. Și uitați-vă ce urât e. Stai așa. Dă poliția cu spatele și vine unul cu duba. A? Sau ce face aia? Se întoarce poliția. Ce căcat camionul ăla, mă? E RF de ăla lor. Ce faci? Că dacă ești gol, nu treci mâine aici. Da, să duci, cred că se închide drumul, se întoarce poliția. Ăsta a urcat. Da, e RF de ăla de armată, cred că e RF, nu știu cum le spun ăștia. A, nu mai. A, l-a dezagățat, mă, că a urcat până aici. Am înțeles, bravo, boss. Ăsta a urcat, dar restul... Cred că întoarce și el, da, dă cu spatele. Ce aveți, mă? Care, ăla că l-am sunat? Da, frate, nu se poate urca pe aici. Și cred că ăsta trage pe fiecare în parte. Mamă, e nasoală treaba. Măcar să mă întorc, să mă întorc cu paliță și înapoi, ca să fiu greu să pot să urc. Cu toate că am niște cauciucuri, la ce zăpadă e pe acolo, nu cred eu că pot să urc. Traficul oprit, frate. N-am... Ce am, că-i teroare. Uite, mai încă o de-asta de tractare. Ce să urci, mă, frate? Că n-ai ce să urci. De-abia urcă mașinile mici, auzi, de ești. Mamă, și aici, uite câta zăpadă o viscolește, frate. Ia uite, dă-i, 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 ăla ce e, cașcai, luați aș jeep un trompetă. Mamă, ce zăpadă e aici, ce urât e. Ia uite, X5-ul ce trage, Jaguar. Mamă, ce e aici, mâncava-și gura voastră. Mercedes, tras de ăla. Să chinuie lumea, să iasă, uitați-vă, fraților, ce e aici. Teroare. Ce să urce, mă, moșii ăștia cu cauciucuri de vară? Ce să urce, mă, au tracțiune spate. Mamă, ce zăpadă e aici. Și n-ai nici cum să dezăpezești, frate. Ce să dezăpezești când nu ai ce? Nu poți. Ia uite pe ăla. Face semn să nu se oprească, l-a s-a oprit. No, e teroare aici, e jale, frate. Deci nu știu. Hai că ieri am ajuns cum am ajuns acasă, dar astăzi nu știu cum ajung. Uite și tu, aici chiar e zăpadă, frate, mare. Bine, nu înțeleg, aici puteau să meargă acum, că tot s-a mers pe sensul ăsta. Puteau să meargă. O, două, trei lame și dezăpezeau, dar uite că nici la ăștia nu se fac lucruri de astea. Uite și ce aici, camioanele OHA probabil. Nu mai poate să urce. Da, ăla e prins acolo. Ia uite-le pe unde au rămas săracele. Ma, e jale coai. Cred că astăzi e meu gândul de a ajunge acasă.
Și vedeți și câte mașini mici sunt și rămân acolo neputincioși că n-au ce să facă. Bă, dar e zăpadă, frate. Deci chiar e zăpadă. Ia stai, o să o punem și noi în frână de motor. Să coborâm așa în frână de motor, să nu mai folosim frâna. Adică sunt cam greu și mă cam duc. Am pariu, fac pariu, coada asta e mai încolo de Manchester, deci probabil tot M60 e blocat. Boss, mă duc cam tare, boss, nu e bine. Nu e bine deloc. Asta e să ne mutăm noi pe banda alaltă să treacă ăștia cu mașinile mici, că poate trec mai repede ăștia. Ăștia or să stea aici mult și bine, frate. Mult și bine se va sta aici. Era de așteptat, frate, că pe urcarea asta se va face dezastru. Chestia e că, uite, tot am mai și nins și viscolit. Și zăpada s-a pus, nici nu o poate curăța nimeni pentru că e traficul care e. N-ai ce să faci. Ușor, boss. A, n-ai vagon. Du-te, boss, tare. Mamă, ce doarme lumea. Zeci de kilometri, cred că sunt. Zeci. Vreau să mă pune să intru până oraș, în Manchester. Dispari în pula mea, mă. Nu-i face când e... Când e vremea urâtă, nu te pui, frate, cu vremea. Orice s-ar spune și cel mai domne că trebuia să facă, nu știu ce, nu-i duce capul. N-ai, frate, ce să faci, așa e vremea. E zăpada, e viscolită, e traficul pe care nu-l poți opri, că, na. La urmă, autostrada asta leagă estul de vestul Angliei, prin partea de nord. Uitați-vă și voi, camioane câte sunt, frate, primele două benzi full de camioane. Ia auto și pe... Uitați-vă câte camioane sunt, frate. Vă dați seama că lumea asta i-a terminat. Două zile, trei zile, cât o să mai țină nebunia asta, a terminat. Eu mă gândesc cum dracu ajung acasă. Băi, hai că ne vedem că am umplut vlogul ăsta iarăși de prea multă filmare. Mai revenim cu informații de îndată ce le avem, bineînțeles. Un peisaj e dezolant, frate. Cu natura nu te prea poți spune. Opa, stai că a apărut și pe panou. Report of accident. Deci, avem un abucat accident. Cine știe care s-a mai învârtit, rostogolit și tot așa. Erau la un moment dat, pe sensul celălalt, erau trei camioane cu lamă, dar unde să treacă, frate, că n-aveau loc. Chiar nu aveau loc. Nu știu pe unde mă întorc. Să
Da, draci, dacă știu pe unde mă întorc eu spre casă. Am deja 3 ore de condus. Deci mi-a trebuit 4-5 ore să ajung acasă. Este imposibil. Uite că deja de aici au închis autostrada. A, păi ăștia îi lasă să se întoarcă, uite, pe autostradă și bagă înapoi. Măcar e bine că nu mai lasă pe alții să vină. Dar e teroare. Deci e teroare, fraților. Teroare, teroare. Chestia e că n-ai, frate, pe unde să traversezi, nu ai pe unde. Sunt numai naționale de alea închise, mamă, uite, și aici, frate. Câte camioane. Mamă, și aici e o zonă industrială. Avem și noi numai, azi dar rogi de aici. N-ai, teroare. Teroare. Mamă, deci... Nu știu, am impresia că aici se va sta toată lumea asta de pe aici pe autostradă, cred că o zi stă aici. N-ai, frate, unde... Deci nu au rute alternative pentru drum, n-au unde să se ducă. Deci pur și simplu nu au unde să se ducă. A, băga-mea și pula mini al tău. Eu îți scap pe jos. Mergeți ca pulile. Deci nu ai, frate, unde să... Nu ai unde să te duci, degeaba stau ei. S-au băgat și pe a treia bandă camionele. Eu nu știu cum se va putea debloca acolo situația. Chiar nu știu. În plus de asta, toate zonele de pe lângă, la fel, blocate. Să vedem. Să vedem, să vedem. Unde mă duc și eu acum? Nici nu știu pe unde mă trec, mă bag ăsta. Habar am, o fi bine, n-o fi bine. Mă duc și eu după el, pe unde mi indică omul. Mă bagă până oraș și mie asta nu prea îmi place, dar n-avem ce să facem. Bă, nu știu pe unde dracu mă bagă, mă, frate ăsta. Sper să fie bine totuși pe unde sunt. O să-l depășesc și eu pe ăsta aici? Nu prea pot. Nu prea pot, băga-mea și picioarele. Na, că vine trafic din față și nu stau să... Și-a dat seama și mi-a făcut semn. Mersi, boss. Ești un băiat foarte, foarte finuț. Bă, sper să fie bine unde mă duce ăsta. Reddish. Stai, boss, acolo cu Audi al tău. Să trec și eu. Nu mai străduțe, străduțe. Cum se numesc ăștia? G&O Foods. Gen Georgiana și Ovidiu. Sau George și Olivia. Sau dracu să-i piepene. Care au comandat ei un palet de ciomă e acolo. Pizza Base. Blat de pizza frozen, congelat. Au, 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 au. Stockport, 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 Bombard, Bombard. Ia uite, oraș înrudit, înfrățit cu Beziers și Haliburton.
Bezieres din Franța, Helimborn din Germany, din Deutschland. Ia uite-l și pe ăla. Bă, unde vii mă așa tare? Unde vii mă așa tare, mă? Cu țigara în gură și pe geam, jumate. Bă, ui, fii mă bine pe aici, mă, că eu nu văd niciun indicator de ceva, mă, frate. Zona industrială. Ce morți măsii o fi acolo? Station Road. Ok, nu aici. Bă, știți ce e ciudat, frate? Nu mai văd niciun camion. Adică chiar ar fi probabil toate camioanele or fi pe... blocate acolo? Că nu văd niciun camion pe nicăieri, frate. Ok, și ar trebui să fac dreapta pe strada asta. Băi, ești prost. Hai să facem și dreapta pe strada asta. Ce morți, mă, și o fi mă asta, o fi pizzerie. Le vezi un paie de las la pizzerie. Ia uitați-vă, fraților, stradă. Și cu 20. Cu 20 de mile. Aha, uite un camion, deci nu e articulat, dar e un camion. Asta e bine. Boss, dacă te-ai băgat la semafor aici primul, eu cum până mai trec? A? Ce zici tu? Cum aș putea eu să mai trec? Decât să stai și pentru mine acolo un pic. Aha, uite camion articulat. Boss, ia uite-o și pe asta. Fă, ești orbetă? Putu-ți rasa mătii în gât. Băi, camion articulat, deci nu mai îmi fac griji. Dacă a intrat ăsta, intru și eu. O, boss, unde veniți așa tare toți? Danke, danke. Danke, șoșon. Ok, știi că ar trebui să ajung. Băi, ești prost. Unde am ajuns? Pe aici sunt mai case. Bine, probabil mă las undeva în mijlocul. Ok. Bine, mă lasă pe undeva pe aici. Unde ar putea fi ăștia? Uite, aici este o zonă industrială. A? Ce e, frate, aici? Na, 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 na. Aha, industrial estate. Deci trebuie să-i caut pe ăștia pe aici. Trebuie să-i caut cu ăștia pe aici. Pune și noi puțin avariile. Hai, boss, poți să mă depășești. Și trebuie să ne uităm după ăștia. Uite, mă, GNO Foods. Ce tâmpiți sunt. GNO Foods. Boss, nu, 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 iartă-mă. Haide, mă, treci, mă, haide, mă, haide. Haide, mă. Ok, boss, și unde descărcăm și noi un palet? GNO. Cred că aici. În stradă, și pe aia va trebui să dau cu spatele. Sau aici, pe zăpada asta. Aici, pe zăpada asta. Da, aici e. Vă las și ne auzim și mai târziu. Am lăsat prima livrare. Chestia e că avem nevoie de o pauză înainte să plecăm la a doua, pentru că facem 11.000, adică 20 de kilometri, maxim 20 de kilometri. Și ne vedem după aia ce mai fac.
București sau unde mă duc, cred că stai la unde e de depozitul la XPO, dar am fost o dată cu Univeco și mi-au refuzat marfa. Au zis că am ajuns prea târziu și că nu mai descarcă. Cred că la ăia trebuie să ajung, frate. Bine, așa mi se pare. Pentru că știam că era pe o stradă care se înfunda și fix acolo, adică cel puțin așa mi s-a părut pe hartă, pe Google Maps, mi așa mi s-a părut. Că e strada care se înfunda. Morții mă, să vedem. După aia următoarea la alții e tot pe acolo prin zonă și la aia și e un depozit. Cheune Neagel parcă era, da. Cheune, Cheune, la mai... Oh! Putu-s groapa, mătii. Mamă, mi-a rupt ficatul. Mamă, mi-a sărit splina, nici nu știu pe unde e. Mi-a fugit ficatul, frate. Nu mai găsesc. Are cineva un ficat? Că eu am un ficat ofticat care nu mă suferă. Opa, așa. Opa, bă, opa. Ți-ai făcut la balans, dar mai spart. Ok. Ok. Unde dracu mă sunt ăștia? Stai boss mai așa. Hai mini treci. Mini bini. Mini gini bini. Oricum știu că erau amândouă apropiate. Au, bau, bau, hau, hau. Aha, cred că după sensul ăsta giratoriu. Știu că e Cheune Neagel, mi se pare că e primul. Și imediat după aia e o stradă în dreapta, unde era un sediu ăsta de taximetrie, nu știu ce dracu era. Că v-am arătat eu, că uitați câți taximetriști, câți... Și acolo pe strada era depozit la ăștia. La XPO. Sper să fie la ăștia. Dacă trebuie să caut. Nu ia cap. Nu ia capul capului din cap. Asta mă bagă la ăștia în curte, mă, frate. Aha, pe aici? Cheune Neagel. Bă, ești nebun, o fi aici la ăștia? Nu știu ce să zic. Hai să intrăm. Văd că e cu frig. Și... vedem după aia. Revin. Băi, am sunat acum, plecăm acasă, nu știu pe unde, stai așa, de fapt stai așa să văd pe unde mă bagă GPS-ul. Să vedem ce știe GPS-ul meu. Haide, boss, mamă, e ora 4:30, mai am încă 4:30 să ajung acasă. Ok, dau să ne evite drumul ăsta. Că e închis. Și o să dea în alt drum închis. Și în drum de închis, închis, de închis, de închis și tot așa. Abar n-am pe unde merge. Totuși am văzut că A59, cel puțin pe Google Maps, nu mi-l arată închis. M-aș risca să urc până acolo, să urc pe M66, pe la Vuri, pe acolo, parcă. Mai stai așa să mă uit eu. Și să intru pe A59, dar... nu știu ce să fac. De fapt, și M66 e închis. Deci uitați-vă și voi. E închis și într-o porțiune aici și încă una aici. Să ne că fac 2 ore și 19 până acasă. Băi, ești prost? Pe unde era să mă fac eu 2 ore și 19?
oameni ăsta, nu vede, mă, că e închis M66, M62. Bă, eu mă iau după el. Să vedem pe unde mă duce. Dumnezeu cu mila. Haideți acasă. Vlogul de astăzi n-a fost mai de nimic, doar așa. Zbenguială, iarăși. Zbenguială, băbăceală, plânsete, milogeală de zăpadă și tot așa. Hai să vedem. Bă, sunt și întunecă, dar mergem acasă. Asta e cel mai important. Frații mei peloponezi, treaba este nasoală. Am plecat, fraților, dar se pare că a început iarna în soarea. M-au sunat și el din filme și că să am grijă pe A60, pentru că se merge, chiar dacă e singura rută spre Leeds, se merge foarte ușor și e foarte multă zăpadă. Mi-am spus să fiu atent. Să sperăm că e ok. Văd că momentan am decât 50 de minute întârziere. O să vedem noi dacă e bine sau nu e bine. Pa aici și așa. Op, 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 op. Bă, ar trebui să fac dreapta aici. Mamă, uitați-vă ce vânt bate, frate, ce viscol urât. Au, au, au. Aiurea că se face și noapte. Stai, boss, că trebuie să mă mânc și eu pe banda ilaltă. Danke. Danke, schalke, danke. Și pe aici e zăpadă, căcălău, frate, aici e foarte înaltă zona asta. Cumva eu am lăsat M62 undeva mai jos și sunt pe o zi, pe o parte foarte sus. De fapt o să ies undeva fix în vârful dealului acolo. Doar că nu o să mă duc pe M62, asta e chestia, o să urc pe A62 și după aia cumva trec pe sub M62 și intru pe partea cealaltă unde era lacul ăla și pe unde am filmat eu. Eu vă explic ca și cum ați ști, dar nu știu dacă mulți sunt atenți la detaliile astea. O să vedem. O să vedem. Băi, avem o mare problemă, frate, ci că s-a închis și drumul ăsta în față. Vă, camioanele se întorc aici toate, frate. Hai de capul meu. Ce dracului să fac, mă, frate? Și eu trebuie să mă întorc. Mă întorc și unde mă duc, mă, în cava și gura voastră, Doamne? Cum aș duce dacă aș ști unde? Băga mea și pula să-mi bag. Trebuie să mă întorc și aici la fel ca ăsta. Sperăm că și pot. De fapt, dacă au putut doi, eu de ce să nu pot? Dar n-aș fi atât de cretin să nu pot. Nu știu, ciudat e că mie aici mi-a scăzut, frate, timpul de așteptare, dar mașinile vin de acolo și au spus că i-au întors. A oprit unul și ne-a zis, bă, ne întoarce și pe noi. Nu știu ce o să fac, frate. N-am ce să fac, trebuie să mă întorc și eu. Da, mamă, ce e aici, fraților? Pe unde să mă duc? Pe unde să mai mă duc, de nebun? Nebunau. Știu încotro mergem, frate, dar chestia e că mergem. Doar să nu rămânem blocați pe undeva. Mamă, ce urcări pe aici, frate. Bă, dacă îmi pune unul frână, m-a terminat. Să moară măsa dacă nu m-a terminat, dacă mi-a pus frână. Mă sparge în două.
așa fel încât să nu ne oprim, boss. Și să nu patinăm. E bine, frate, că am greutate pe motrică. Că dacă eram cu un palet sau cine știe ce, se ducea dracu aderența mea. Mamă, boss, te rog frumos, nu mă lăsa să frânez. Nu mă face să frânez. Stai acolo, boss. În cava și gura voastră. Aventuri. Aventuri în criptă. Aventuri în criptă, boss. Nu ieși. Bă, nu ieși. Nu ieșiți, mâncava și gura voastră, că dacă ați ieșit, aici rămânem toți. Aici rămânem, mâncava și gura voastră. Din ce în ce mai rău, frate. E din ce în ce mai rău. Maica mea, mama. Boss, dați-vă așa, boss. Dacă nu rup oglinzi pe aici, e mare minune. Ce-ai, mă, nene? Ce-ai, mă? Ce-a fost ieri, dar ce-i astăzi? Deci ce-a fost ieri, dar ce e astăzi? GPS-ul meu nu știe pe unde sunt, frate. Și nici eu nu știu pe unde sunt. Fraților, treaba e nasoală. Nu știu cum ieșim de aici, nu știu de ce m-am dus eu pe aici, nu știu de ce n-am ieșit în autostradă să mă opresc, nu știu multe lucruri, dar am ajuns în pizdă. Cred că totul e blocat și aici. Nu știu ce să fac. Nu știu, frate, nu știu. Băi, fraților, cred că pe aici a spus, Doamne, Doamne, pe aici nu se trece, frate. Cred că și de aici ne întoarce înapoi, nu cred că avem... Nu cred că avem soluție. Cu siguranță o să rămân pe undeva, nu știu pe unde, dar e nasoală rău treaba. Deci este foarte... Vedeți ce vânt bate? Nici nu pot să stau... Deci uitați-vă cum totul se mișcă. Tot în jur, stâlpi, absolut tot se mișcă. Văd că pe ăștia doi a băgat aici, în parcarea asta, dar eu... Nu știu ce o să facem. Mamă, bă, m-am mâncat pe mine în cur, băgam ea și pula să-mi bag. Ce, mă, că te dărâmă vântul, mă, frate. Te dărâmă vântul. Sau nu ne întoarce? Nu ne-a întors, dar pe l-a băgat acolo. De ce l-a fi băgat acolo? O fi dai lor? Vă, că ăla s-a dus înainte. Mă duc și eu după el. Băgă-mi-a și pula. Pe aici trebuia să vin când e vreme frumoasă, nu când e viscolul după lume. Și gura voastră. Iar nu prea am avut emoții așa. Dar astăzi am grav de tot emoții. Băi, ce fel bate vântul să moară cipilan. Și că se rup acum toți stâlpii, frate. Ce ai, mă, boss?
чаем мы поиски езжали. Revenim cu info iar. Fraților, este ora 8. Țineți minte, am plecat de 4 ore de 20 de kilometri, ceva genul ăsta. Sunt blocat pe aici. Nu știu când ajung, unde ajung. M-am cam mâncat în cursă, vin pe traseul ăsta. Am crezut că fac căcatul praf. Am făcut căcatul praf. Fix căcatul praf am făcut. Fix căcatul praf. Colegul ăsta nu știu ce vrea să facă. Îl patinează, cred că e gol. Vrea să se suie pe o bordură, nu știu, cred că vrea să se parcheze aici. Pentru la noapte, habar n-am. Bar n-am ce vrea să facă. Da, ăștia din fire mi-a spus: Adrian, decizi ce faci. Ori îți mergi peste program și vii acasă, ori rămâi unde poți. Ce a făcut mă ăla? Nu poate să urce? Sau nu are loc? Ăsta cu break-ul ăsta, cu BMW-ul ăsta. Stai că s-a răzgândit. O ia înapoi. Ia vezi, boss, cum te oprești mine, uite cum alunecă prostul. Ia vină, boss, ia, ăsta de mine. Nu e, merge înainte, s-a răzgândit. Sau vrea să se întoarcă. Cred că nu urcă, ăsta sigur nu urcă. Are cauciucuri de vară, ce să urce. Și tracțiune spate. E nasoală treaba. Nimeni nu știe când și cum vom ajunge. Toată zona este pur și simplu paralizată. Nu există drum nici pentru mașinile mici ca să poată ieși de aici. Aventuri în criptă cu Adrian Cătălin, care a râs de codul portocaliu. Să mă apuca, că nu asta e karma. Am râs cu lacrimi de crocodil marți sau când a început codul lor portocaliu, na, că mi-a dat să le țin minte. Aseară am mai avut ce am mai avut, că am putut, mamă, deci ăla vine tare, frate. E deja pe frână cu aia. Ia uite-l. Ia vin obos tare mine. Așa, și ieri am avut pământ să ocolesc, dar azi chiar că n-am avut pământ. Și totuși stau și mă gândesc oare dacă mă duceam eu în sus pe, mamă ce-i dă cu viscol, dacă mă duceam eu în sus pe M60, ăsta M61, M66, ieșeam pe undeva și luam pe A58, poate ajungeam, bă frate, nu cred că acolo nu era zăpadă, că și acolo era jale. Jale pe vale. Asta nu știu ce a vrut să facă cu BMW-ul ăla. Hai, boșilor! V-ați gândit voi ce să faceți. Ce aia, mă, că pe aici nici n-are loc să treacă mașină pe lângă tine. Aici e belea. Aici e belirea pulii. Vreau să văd pe unde căcat mai trec mașinile mici. Încerc să mă dau mai așa, dar... Ha, eu ca eu, dar ăla deja e la mijloc și... Nu știu cum trecem noi pe aici, fraților. Asta s-a oprit cu cisterna aici, asta probabil rămâne aici peste noapte. Și să știți că e un loc extraordinar de bun unde a rămas. Am luat cea mai proastă decizie de a urma drumul ăsta. Cea mai proastă decizie. Eu. J.
băi, se pare că vlogul de astăzi nu o să-l vedeți când trebuie, n-am cum să ajung acasă, e blocat deja totul, a venit și m-a întrebat la cam pătură să vienesc, că am, evident că am încălzire aici în camion, nu trebuie pătură. Se pare că sunt două camioane undeva în vârf, aici un deal foarte mare, care sunt răsturnate sau forfecat. Nu știu ce să fac, cum să închei vlogul ăsta, nu știu. Momentan n-am unde să stau, pur și simplu sunt în mijlocul străzii, n-am unde să mă parchez, mașinile mici au început să iasă de aici, că a venit și a anunțat, dar noi nu știu, adică n-avem, cel puțin eu cu camionul n-am unde să mă întorc. Sau, nu știu, să mă întorc aici. Vreau să merg, să dau pe spatele totuși, nu știu. O să mă uit. Momentan, n-avem ce să facem, dar stăm. Mai revin cu info. Fraților, e 9 fără 10, am reușit să mă întorc acolo până la urmă. Și o iau înapoi, nu știu, trebuie să găsesc undeva să mă opresc. N-am, rămân și fără mâncare, mai am câteva sărățele. Nu există soluție de ieșire de aici. Deci nu există soluție de ieșire din zonă până nu se deblochează nimic. Sunt două camioane învârtite undeva în capătul drumului și n-am nicio șansă. Mai s-au venit localnicii, m-au întrebat dacă pot să stau în camion. N-am văzut nicio mașină de... A trecut vreo două de-astea de intervenții ceva, nu știu, probabil. În rest n-am văzut pe nimeni, n-am văzut nimic. Chestia e că nu sunt doar camioane, sunt foarte multe mașini mici care pur și simplu nu au cum să treacă în partea de zi de est a Angliei. Deci nu, nimeni nu poate trece peste acest deal, care este super mega înzăpezit. Mamă, asta mă face să frânez fix pe urcare. Haide, boss, te rog, eu pleacă ușor. Așa. Nu știu unde dracului să mă opresc. M-aș opri într-o stație de asta de autobuz. Am văzut că mai era unul acolo, dar... Mie că de dimineață or să... Bine, oricum, te caci de program. Cred că este ultimul lucru la care mai țin eu cont acum de program. O să încerc să-mi găsesc un loc de parcare pe undeva, nu știu pe unde. Nu știu pe unde, dar încerc să-l găsesc. Nu știu cum e pe aici, pe margine, cum aș fi băgat pe margini de astea, dar nu știu dacă e pământ, dacă e bordură, habar n-am. De aici, spre exemplu, ar fi perfect, dar nu știu cum o fi. Cu toate că probabil de dimineață mă vor trezi de la prima oră să mut mașina sau chestii de astea. Nu mă așteptam, fraților, în vecii vecilor, că asta chiar că e cea mai zi, cea mai tare experiență pe iarnă. Deci asta chiar e cea mai tare experiență pe iarnă. Uite pe ăla, bă, care a fost în spate, dar cum a intrat acolo? O fi intrat pe aici, uite, parcare, dar cum intru eu pe lângă ăsta, a? N-ai loc coaie. Haide, boss, nu mă lăsa acum. Opa. Vezi, am încetinit eu ca prostul să mă uit aici. Hai, fata mea. Nu mă lăsa aici în curba asta, că am belit-o pe măciucă dacă am rămas aceea. Hai de fata. Mamă, ce fel îi dă cuvântul ăsta. Da, ăsta s-a plăcat aici cu spatele, cred că. Că cumva nu-mi dau seama să fi venit. Trebuie să fim calmi și să gândim bine unde vom sta. Pentru că e problema cum ne trezim și de dimineață și să ieșim. Pentru că evident dacă ne bagăm pe aici, pe undeva, nu mai ieșim. Iar noi avem nevoie să ieșim. Mamă, și aici e coborârea aia lungă. Sper să pot să cobor ca lumea. Uitați-vă ce fel să mișcă stâlpii.
Deci uitați-vă ce fel se mișcă stâlpii. Și ce fel viscolește. Bine totuși că am putut să mă întorc de acolo, pentru că nu știu când îi va întoarce pe aia de acolo sau când îi va scoate din nămeții aia. Pentru că este incredibil ce e acolo, vă dați seama. Tomberoanele rupte, frate, aruncate. Băi, dacă aș găsi eu loc să mă opresc pe-n satul ăsta pe aici, ar fi la mare de fix. Dar unde? Asta e problema. Uite, aici ce-o fi, mă, frate? O fi... M-aș fi băgat acolo, dar... Mi-e frică, frate, mi-e frică să nu rămân de tot înzăpezit. Sper să ajung mâine acasă, frate. Deci, sper să ajung măcar mâine acasă. Bă, m-aș băga aici, frate. Și cred că asta și fac. Mă bag aici că... Nu se poate altceva. Uite, așa mă bag. Sper să pot să ies de dimineață. Ar trebui să pot să ies. Bă, sper să nu intre vreunul în mine. N-am ce să fac mai mult de atât. Sper, stai așa, sper să am semnat la telefon măcar aici. 4G, asta e bine. Asta e bine, fraților. N-am depășit nici programul. Bă, eu râd. Dar nu e râsul meu. Uitați-vă cu ce trăiesc astă seară. Deci uitați-vă cu ce trăiesc astă seară eu. Adrian Cătălin. Tracker boy-ul pizdi. Tracker boy-ul pizdi. Sper să mă trezesc mâine neînzăpezit. Chidem ușile. N-avem ce să facem. Tragem perdelele. Lăsăm sirocoul să meargă. Și să sperăm că... Rezistăm aici. Și că nu se întâmplă nimic. Mamă, mă zguduie rău de tot vântul aici pe mine. Deci mie dimineață cred că o să mă trezesc așa, cu zăpadă peste tot. Dragii mei, asta a fost aventura mea. Vlogul de astăzi o să-l vedeți probabil sâmbătă. N-am ce să vă fac. Vedeți unde am rămas, da? Și ce pot să fac? Gen, nu pot să fac nimic. Absolut nimic, decât să stau aici. Gata. Asta a fost tot. Ciao, pa!